că ați primit în mijlocul copiilor voastre, copiilor voastre. Începem? Da. Despre viziunea aceasta
libertății duhovnicești. Iar cel de-al doilea, sigur, cu mult mai puțin important, dar care m-a împins un pic înainte, a fost, că vreți, o mică agendă personală, pentru că mi-am dorit să-mi clarific și mie, în primul rând, dacă este cu putință să ne clarificăm împreună, diferența specifică între sensul duhovnicesc al libertății și sensul lumesc al libertății. Sensul pe care înțelepciunea lumii, înțelepciunea acestui dar, o dă noțiunii de libertate. De ce cred că este important, totuși, să avem imaginea corectă a acestei diferențe? Pentru că noi creștini, pentru creștini, atunci când sensul cel duhovnicesc, sensul pe care îl găsim la Sfinții Părinți, sensul pe care îl auzim desfășurat în biserică, al unui cuvânt, al unui concept important, cum este cel de libertate, sau cum este cel de ascultare, de supunere, sau cum este cel de bine și de rău, atunci când acest sens duhovnicesc intră în tensiune cu sensul lumesc, cu înțelepciunea lumească, pentru noi creștini ar trebui să fie o chestiune aproape de instinct duhovnicesc să alegem sensul pe care îl dă Hristos, sensul pe care l-a păstrat Biserica. Este foarte ușor de spus asta, este mult mai greu de înfăptuit, pentru că fiecare dintre noi venim cu o educație, venim cu o formare intelectuală, venim și cu o formare duhovnicească, care uneori poate să fie un pic în război cu învățătura Sfinților Părinți, dar mai ales venim cu acest construct al înțelepciunii lumești, toată filozofia, toată rațiunea, care ne învață să înțelegem lucrurile într-un anume fel. Până ajunge la libertate, ca să vedem cât de tranșant poate fi conflictul între un sens duhovnicesc și un sens lumesc, iată cuvântul Mântuitorului, prima dintre fericii, fericii cei sărați cu Duhul. Celor este Împărăția Cerului. Fiecare, poate dintre frățiile voastre, ați avut la un moment dat, ați dat la un moment dat peste această interpretare, cum că cei sărați cu Duhul sunt cei proști. Sunt cei care sunt săraci cu Spiritul. Putând o echivalare între Duh și Spirit. Și această înțelegere lumească pune înțelesul duhovnicesc, îl pune într-un cont de umbră și ne face nu numai greu accesibil, întâi de toate ne repugnă. Ne este greu să ne mai apropiem uneori de Cuvântul lui Hristos, pentru că bagajul nostru, educația noastră și felul în care e configurată inteligența noastră și înțelegerea lumii, ne-a pus pe o altă pistă. În privința libertății, lucrurile stau poate chiar mai tensionate. Lumea vorbește nu numai despre libertate, vorbește despre libertăți. Există acest concept și în filozofie, și în politică mai ales, preluat în filozofie, de drepturi și libertăți. Drepturi și libertăți. Acest concept apare târziu. În istorie, istoric vorbind, apare abia în jurul anului 1200, de la Magna Carta. Dar, trecând prin lumea academică
și trecând prin acest edificiu de formare a conștiințelor și a inteligențelor prin care toți trecem, și mă refer aici chiar și la învățământ, am ajuns să luăm de-a gata această echivalare între drepturi și libertăți, această formulă, acest concept și libertate. Și atunci, orice opinie, să spunem, care pune la îndoială o componentă a acestor drepturi și libertăți fundamentale numite și care au pornit numărându-le pe degetele de la o mână și au ajuns să se ramifice grozav până în ziua de astăzi, așadar, punerea la îndoială a acestor drepturi și libertăți ne duce cu gândul la o constrângere a libertății. Așa lucrează înțelepciunea cea luminoasă. Așa lucrează și mintea noastră. În privința libertății duhovnicești, a sensului duhovnicesc al libertății, tensiunea este vizibilă de la începutul oricărei rugăciuni a unui creștin. Așadar, pentru noi creștini, este un conflict pe care trebuie să-l rezolvăm cumva, fiindcă altfel ajungem să trăim cumva schizoid. Trăim în două minți, în două dispoziții. Robul lui Dumnezeu sau roaba lui Dumnezeu. În toate rugăciunile, creștinul este numit robul lui Dumnezeu sau roaba lui Dumnezeu. Cum poate un rob să fie liber? Lumește vorbind, este o contradicție în termeni. Lumește vorbind, în clipa în care vorbim despre robul lui Dumnezeu, înseamnă că omul este liber numai în raport cu cei de lângă el. Iar în raport cu Dumnezeu este rob. Așa ne duce gândul, așa ne duce înțelepciunea, așa ne duce formarea noastră. Însă, robul lui Dumnezeu este totuși liber în sens duhovnicesc. Aici este importanța, de asta trebuie să ne clarificăm. Ca să nu rămânem, cum spuneam, în aceste două lucruri. La un moment dat, într-un dialog cu Andrei Bleșu și cu Sorin Dumitrescu, despre bine și despre rău, dacă nu înșel, Părintele Galen vorbește chiar despre libertate, despre libertatea omului, libertatea omului, ca libertate a celui care își cunoaște cauza. Cunoaște de unde vine și libertatea noastră de a ne mișca prin lumea aceasta nu poate fi decât mereu raportată la cauza noastră, raportată la Dumnezeu. Pentru că Sfântul Maxim Mărturisitor spune undeva boala omului este necunoașterea propriei cauze sau uitarea propriei cauze. Și Părintele Galen vine și pune acest accent. Noi suntem liberi atâta vreme cât ne ținem de Dumnezeu, cât mergem în lumina lui Hristos, ni se dezvăluie libertatea noastră. Și atunci Andrei Bleșu spune, face o remarcă ușor ironică, sau poate nu doar ușor ironică, și spune, da, zice, este libertatea celui care își cunoaște stăpânul. Iar Părintele Galeriu spune, ei, zice, termenul acesta este cam sociomorf de stăpân, spune. Zice, Dumnezeu este Tatăl nostru. Noi vedem altfel lucrurile. Așadar, vedeți cum tensiunea este prezentă
permanent, atunci când încercăm să punem, să suprapunem sensurile lumești pe sensurile duhovnicești. Ni se pare că a fi liber în lumea aceasta înseamnă a fi liber să-ți exerciți drepturile. Să-ți exerciți cât mai multe drepturi. Să-ți exerciți, dacă s-ar putea, toate drepturile posibile. Și orice fel de constrângere, orice fel de constrângere a drepturilor noastre, o luăm ca pe o tăiere a libertății. O luăm ca pe o mutilare. Mi se pare că nu e nimic mai important și că merită tot efortul să lupți pentru drepturile omului, să lupți pentru drepturile tale. Însă, Sfântul Pavel, vorbind despre cei care veneau la credință, veneau la Hristos dintre păgâni, fiind pe poziția de rob, erau sclavi, era Imperiul Roman. Așadar, exista un suport legal pentru robie, pentru sclavism. Și le spune, cei care ați venit ca rob la Hristos, rămâneți rob și rămâneți în ascultare stăpânilor voștri. Cum se potrivește aceasta? Ce înseamnă asta? Așa s-a ajuns ca la un moment dat, mai mult filozof, dar Nietzsche este un reprezentant de luat în seamă, datorită anvergurii intelectului lui și a operei și a influenței pe care a avut-o, așa s-a ajuns la această imagine a creștinismului ca o religie promovată de cei puternici pentru a-i ține cumva sub control și a-i ține într-o stare de semi-ignoranță pe cei mai slabi. O religie făcută să promoveze supunerea necondiționată, fără întrebări, crede și nu cerceta. Ați auzit poate vreodată cuvântul acesta, crede și nu cerceta. Ca venit din Sfânta Scriptură, din Biblie. Vă rog să căutați să vedeți dacă veți găsi undeva acest cuvânt. Nu există nicăieri. Niciun proroc nu a spus asta, Hristos doar tot mai puțin, niciun Sfânt Apostol nu a spus și nu a pus acest accent, nu numai acest accent, nu a deschis în vreun fel vreo poartă către ignoranță. Mântuitorul spune, caută și vei afla. Bate și ți se va deschide. Dar vedeți? Ne lăsăm atât de mult purtați, atât de mult ne lăsăm purtați de înțelepciunea acestui grad și de niște minți luminate cu o lumină care vine dintr-o altă sursă decât Hristos. Ne lăsăm seduși de acest fel de a raționa, încât ajungem chiar să credem, fără să mai căutăm, fără să cercetăm, ajungem să credem că acest cuvânt, crede și nu cerceta, vine din Biblie. Vine de undeva, din învățătura noastră creștină. Nu e adevărat. Părintele Galeriu, de mai multe ori, în mai multe rânduri, punctează și spune, creștinismul nu e o religie pentru proști. Nu numai că nu prostește, dar ridică nivelul celui care se apropie de sensurile credinței noastre prin trăire, ridică nivelul și intelectual, și duhovnicesc, și de cunoașterea lumii și de cunoașterea propriei persoane. Creștinismul este cel care lucrează din păstori și din oamenii cei mai simpli, din cei care nu citiseră. Sfântul Antonie cel Mare, iată, nu a citit Sfânta Scriptură.
A primit-o de la Dumnezeu. Au fost mulți pusnici, erau dintre cei mai simpli oameni, abia toată, mulți dintre ei nu știau să citească. Și au căpătat o înțelegere duhovnicească a lumii mai profundă decât înțelepții veacului lor și ai veacurilor care au urmat. Așadar, aici este miza. Aici este miza cunoașterii sensului duhovnicesc și nu numai a cunoașterii, dar a acestei alegeri. Noi suntem puși pas cu pas în fața acestei opțiuni. Cred ceea ce îmi spune înțelepciunea lumii sau mă întorc să văd ce spune Hristos despre asta. Aud cuvântul în biserică, un cuvânt care mă smintește, ce fac mai departe? Aud un cuvânt greu, greu de îndeplinit. Cum sunt, să spunem, cele din seria aceea a întoarcerii celuilalt braț. Întoarce celălalt braț. Cât ia haina, dă-i și cămașa. Își cere să mergi o milă cu el, tu mergi 10. Greu, greu, greu. Revoltător câteodată. Afli că cel de lângă tine are ceva cu tine, spune Mântuitorul, nu că tu ce ai ceva cu el. Că el are ceva cu tine, are ceva împotriva ta, nu îndrăzni să mai duci darul tău la altar. Cu alte cuvinte, nici nu mai îndrăzni să te rogi. Lasă darul deoparte, du-te și împacă-te cu el, cu cel care el are ceva împotriva ta și după aceea du darul tău la altar. Greu. Toate aceste momente de tensiune trebuie cumva rezolvate. Altfel, ne place cum sună cuvântul lui Hristos, decidem cu bună știință să nu-l împlinim pentru că este prea greu, ne aducem ca justificare că nu se mai potrivește cu viața noastră și îmbrățișăm înțelesul celălalt, înțelesul lumii, care după aceea ne poartă din aproape în aproape, din aproape în aproape, de la libertatea de a te exprima. Chiar religios, iată, noi putem să ne exprimăm, noi creștini putem să ne exprimăm împotriva unei puteri care se manifestă uneori necreștinește. Și ne bucurăm că avem această libertate. Dar atenție, fiților, că felul acesta de a ne bucura deschide poarta pentru a ni se pretinde să acceptăm mai departe, bun, te bucur că ești liber să te exprimi, să-ți exprimi credința ta. Cu alte cuvinte, ești un adept al libertății de exprimare. Da. Atunci trebuie să accepti și celelalte drepturi și libertăți. Ce vreau să spun? Nu e vorba despre o biserică care încearcă să-și impună adevărul ei în contradicție cu adevărurile acestui cap, să spunem. Nu este vorba despre acest tip de confruntare. Asta este o pistă falsă. Întotdeauna, când Părintele Galeriu întâmpina o astfel de reacție, și iarăși mă întorc, fiindcă au fost o serie de dialoguri din care tare mult m-am folosit cu domnul Andrei Pleșu și cu domnul Sorin Dumitrescu, doi mari intelectuali ai noștri, doi oameni credincioși, atenție, oameni credincioși, erau momente în care se ajungea la această confruntare, o remarcă, îl punea pe Părintele Galeriu în situația de a justifica cumva o poziție a Bisericii care părea înțelepciunii omenești, înțelepciunii noastre, părea retrograd. Și o cale este, și pe care Părintele Galeriu niciodată nu a mers pe calea aceasta.
niciodată nu am mușcat această lumeală. O cale este de a încerca, într-adevăr, să justifici în termenii înțelepciunii omenești, să justifici poziția Bisericii după rațiune, după înțelepciunea acestui veac. Este calea cea mai pierzătoare. Este calea care a generat cele mai multe conflicte între biserică și intelectualii laici, să spunem așa. Și este calea care a generat cea mai mare confuzie despre conținutul profund al Ortodoxiei. Întotdeauna pus în fața acestui moment de tensiune, Părintele Galeriu a ales altă cale. A ales calea de a-i chema, de a-i apropia pe cei din fața lui de sensul profund duhovnicesc. Bătălia noastră nu se poate purta în sensul bătălie, nu, iarăși nu în sens conflictual, ci în sensul acestei lupte duhovnicești, lupta noastră a fiecăruia pentru mântuire, pentru a ne cunoaște în Hristos, pentru a vedea rostul vieții noastre, rostul lumii din jurul nostru. Lupta aceasta nu se poate purta pe frontul înțelepciunii și rațiunii acestui veac. Pentru că rațiunea aceasta este amestecată. Este acea cunoaștere pe care Părintele Galeriu o numește, împrumutând termenul de la Sfântul Maxim Mărturisitor, cunoașterea ambiguă. Fiindcă la un moment dat se pune și această problemă Părintelui. Ce s-a interzis lui Adam în Rai prin neîngăduirea de a mânca din pomul cunoștinței binelui și a răului? I s-a interzis cunoașterea? Și Părintele Galeriu spune niște cum? Dumnezeu nu i-a interzis cunoașterea. Nu aceasta a fost o preveștere, ci a fost precauția pe care Dumnezeu i-a pus-o în față de a nu pica în cunoașterea ambiguă, în cunoașterea amestecată. Cu alte cuvinte, și Părintele explică și se leagă foarte mult de libertatea omului, de libertatea noastră interioară și de libertatea noastră duhovnicească. Dumnezeu l-a lăsat pe Adam în Rai și l-a așteptat și îl aștepta pe Adam să ajungă la o măsură la care să cunoască lumea prin lumina lui Dumnezeu, în lumina cea lină a Sfintei Slave, în care se plimba cu Dumnezeu împreună prin Rai și în care Dumnezeu îi descoperea toate tainele lumii. La această măsură era chemat Adam. El avea să cunoască și binele, și răul, și pericolele care dintr-o parte și dintr-alta, și de-a dreapta și de-a stânga, le cunoștea. Avea să le cunoască prin Dumnezeu, prin lumina lui Dumnezeu. În clipa în care el, neajungând la această cunoaștere deplină în Hristos, în Dumnezeu, atunci, în Sfânta Treime, avea să cunoască despre bine și despre rău, mușcând din fructul cel oprit, atunci în el avea să se nască și s-a născut și noi moștenim această cunoaștere amestecată. Această cunoaștere amestecată. Așadar, lupta este de a aprofunda sensul cel duhovnicesc. Sensul lumesc al libertății, cred că ne este destul de clar, fiecare dintre noi. A nu depinde de nimeni, a ți fi îngăduit să săvârșești tot ceea ce nu știrbește libertatea celui de lângă tine. În mare cam asta este conținutul noțiunii, conținutul de dicționar, să spunem, și care reflectă înțelesul lumesc al libertății. Dezbaterile sunt nesfârșite. În filozofie se dezbate despre liberul arbitru încă
din timpul gânditorilor antici. Dintotdeauna au existat două tabere, o tabără care spune da, omul are liber arbitru, este responsabil de faptele lui, și o altă tabără care a spus nu, totul este determinat, există niște pauze și niște efecte, iar omul se află în șirul și în această încrengătură de cauză și efect, și atunci faptele lui sunt într-un fel sau altul, direct sau indirect, influențate de tot ceea ce este în jur. Și dezbaterea este nesfârșită. Nu se va ajunge, nu se poate ajunge la o concluzie. Pentru că asta este cunoașterea ambiguă. Cunoașterea ambiguă, cunoașterea amestecată, înțelepciunea noastră, rațiunea noastră, este bolnavă de argumentare și contraargumentare. Orice argument are un contraargument. Orice problemă pusă are un alt fel de a se pune problema. Noi, creștini fiind, suntem chemați de Hristos să ieșim din acest joc al lumii. Să ieșim din această capcană, din această capcană de a ne explica, de a ne justifica viața noastră în Hristos prin înțelepciunea lumii care nu vine de la Hristos. Nu facem din asta decât să ne păzim, să ne păzim de un nonsens. Nu ai cum să explici ceva într-un sistem care din start este contrar valorilor pe care tu încerci să le explici sau pe care încerci să le fundamentezi. Și atunci ne rămâne Cuvântul lui Hristos. Atunci ne rămâne Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ne rămân cuvintele Sfinților Părinți și cuvintele marilor noștri duhovnici. Părintele Galeriu a știut să comunice acest sens duhovnicesc. A știut să trăiască în primul rând în Hristos, pentru că fără a trăi, nu ai cum să ai un cuvânt vin. Există un limbaj de lemn, o limbă de lemn duhovnicească, între ghilimele. Și pe bună dreptate, mulți intelectuali acuză acest fel de a comunica între cler și popor. Există un fel de a folosi anumită o familie largă de cuvinte, care vin din sfera duhovnicească, a le pune într-o sintaxă corectă, fără să spui mare lucru. Învârtindu-te într-un cer, în sfârșit, sau într-o spirală. O limbă de lemn, pe care oamenii o simt. O simt imediat. Sigur, sfiala, de multe ori, alte ori, respectul, îi împiedică să își formuleze în mintea lor respingerea, o respingere frățișă. Slavă Domnului! Pentru că altfel poate bisericile ar fi mai goale. Dar Părintele Galeriu a încercat să întărească această vorbire în Duh în bisericile noastre, această comunicare în Duh între preoți și popor. Niciodată Părintele nu s-a lăsat furat de cuvinte. Wittgenstein, care era pasionat și până la obsesie de limbaj și de mecanismele limbajului, are o expresie foarte bună pentru ce se întâmplă când începe să prindă contura acest limbaj de lemn și începe să prindă forță și are ca un fel de motor intern, spune limbajul în vacanță. Atunci când limbajul intră în vacanță, formele rămân, formele sunt acolo, se mișcă în niște forme pe care le recunoaște, gramatical sună, sunt fraze, sunt bine compuse, dar nu spun nimic. Nu spun nimic. Părintele Galeriu este cel care a ridicat
ștacheta acestei comunicări între biserică și popor. Și, de fapt, mai mult decât atât a făcut. A făcut să nu mai pară că este o comunicare. Să pară că este o aventură de descoperire împreună. Vă spuneam că l-am descoperit pe Părintele prin predici. Prin predici. Și întotdeauna citindu-i predica, am senzația că descoper împreună cu El. Cred că nici nu este un fel mai fermecător de a îți clarifica niște probleme pe care le simți că sunt tulburi, că sunt în ceață, simți că nu ai profunzimea necesară, decât să te conducă cineva, să te conducă cineva ca pe un partener, nu ca pe un învățăcel. Părintele Galeriu niciodată nu a adoptat un tot din acesta magisterial, sforțos, niciodată. Și faptul că a reușit să întrețină acest dialog cu intelectualitatea și să cucerească, să-i cucerească pe oamenii aparent cel mai greu de cucerit de către biserică, asta este dovada că funcționează. Această comunicare în Duh este cea care funcționează cu adevărat. Cea care funcționează cu adevărat. Și, sigur, dincolo de asta, nu s-a temut niciodată să recunoască lipsurile de trăire din biserică. Și asta ține iarăși de libertate. A fi liber, a fi liber în Duh, înseamnă a fi liber să îți recunoști scăderile. A fi liber să recunoști că uneori criticile care sunt adresate au consistență. Au consistență. Unul dintre mari scriitori contemporani și printre altele, nu ar fi neapărat asta definitoriu pentru el, dar este și câștigător al Premiului Nobel pentru literatură, un scriitor sud-african, Cărțină, el mărturisește într-un fel de jurnal pe care l-a scris acum spre bătrânețe, deja se apropie, cred că e trecut de 80 de ani sau în jur de 80 de ani, și mărturisea că a existat un anume moment în care s-a despărțit cu totul de credință. Nu i-a mai putut să audă nimic. Fiind student în Africa de Sud, a observat diferența ca de la pământ la cer între ceea ce oamenii care se numeau credincioși, cei care îl puneau pe Dumnezeu înaintea faptelor lor, diferența între ceea ce propovăduiau oamenii aceia și ceea ce făceau. Au observat că există un fel de îndreptățire a oamenilor, așa zis, ai bisericii, care se autointitulează a fi ai bisericii, o îndreptățire care, pornind de la Dumnezeu, avându-și, agățându-se cumva de Dumnezeu ca de un punct de putere, le justifică lor aproape orice. Le justifică felul în care se poartă cu cei din jurul lor, faptul că se consideră superior celorlalți, celor care nu le împărtășesc credința, nu le împărtășesc convingerile și așa mai departe. Și momentul acesta în care a devenit conștient de ipocrizia celor din biserica, de acolo, din Africa de Sud, întâmplător, acolo mai puternic este protestantismul, dar asta este o boală care apare peste tot, peste tot în lumea creștină. Apare această autosuficiență. Autosuficiența creștinului care este posesorul adevărurilor, nici el
nu ajunge să le trăiască, după cum spune Mântuitorul despre farisei, nici pe ceilalți nu-i lasă să intre și nici el nu împlinește Cuvântul lui Dumnezeu. Părintele Galeriu a recunoscut această slăbiciune a noastră, a ortodoxilor. Noi avem această slăbiciune. Avem această tendință de a ne considera ca un fel de nobil prin naștere. Faptul că ne naștem ortodoxi ne face cumva să ne situăm deasupra celorlalți, să ne ridicăm într-un ambon și să predicăm de acolo. Și pe linia aceasta s-a produs această schismă, această îndepărtare a Bisericii de intelectualitate și a intelectualității față de Biserică. Acum, în zilele noastre, mai mult se observă aceasta în raporturile Bisericii cu o anumită parte, spunem noi, dar o parte semnificativă a tineretului. Tinerii percep Biserica ca pe o colecție de constrângere. Colecție de constrângere. Pentru că nimeni nu le explică profunzimea libertății creștinești. Ne-am obișnuit să venim întâi cu degetul arătând în jurul nostru, să venim întâi cu canoanele, să venim întâi cu dogmele. N-ai ce să discuți pe tema asta. Așa sunt. Crezi bine, nu-ți convine, la revedere. Un fel de a tăia orice fel de comunicare. Viața Părintelui Galeriu a fost un efort permanent, susținut de rugăciune și de viața lui duhovnicească, de trăirea lui duhovnicească, fiindcă de aici a venit puterea, tocmai de a întreține această comunicare. Tocmai de a dezvălui frumusețea și profunzimea ortodoxiei și libertatea din interiorul sufletului creștinului, libertatea în Hristos, de a o descoperi și de a o împărtăși celor care veneau cu un alt fel de bagaj cultural, cu un alt fel de întrebări, cu alt fel de frământări, decât credincioșii care spuneau, din nimic noi simpli, dar ei sunt cei care se mântuiesc mai ușor. Aici, lucrurile nu există, nu pot fi puse pe o scară valorică. Cel care poate primi un țăran din Râșca, eu sunt de la Râșca, acum de la Mănăstirea Râșca, acolo este o zonă de sate, majoritatea sunt oameni simpli. Mulți dintre ei nu-și pun foarte multe întrebări, dar ții încearcă să trăiască creștinești după puterea lor. Sigur, asta după puterea fiecăruia și după măsura luptei fiecăruia. Dar aici nu există o diferență calitativă. Există pur și simplu o realitate a diferenței, și a adecvării, a necesității unei adecvări a limbajului. Nu poți vorbi la fel cu un om care nu-și pune întrebări, nu-și pune anumite întrebări, își pune altfel de întrebări, și la fel să vorbești cu cel care vine din filozofie, cel care vine și care a citit, l-a citit pe de-o parte la marii noștri dogmatiști argumentele raționale pentru existența lui Dumnezeu și după aceea a citit pe Kant, care a respins și care a găsit contraargumente. Și atunci, altfel trebuie să-i vorbești omului, să nu poți să-i spui crezi sau nu crezi, este treaba ta, te privește. Niciodată Părintele Galeriu nu a funcționat așa. Ajung acum la acea nuanță a libertății de care spuneam. Pentru asta, întâi, un pic să ne luminăm despre sensul libertății duhovnicești. Ce înseamnă libertate în creștinism, în Hristos? Și aici, iarăși, sunt
două ramificații. Pe de o parte, și uneori, ele par să fie contradictorii. Chiar și la Părintele Galerii, când vine această discuție despre libertatea omului, în raport cu Dumnezeu și în raport cu semenilor, întâi de toate Părintele spune, libertatea este o însușire esențială a persoanei umane. Este o însușire esențială care vine din zidirea Lui, chip al Lui Dumnezeu. O însușire. Și după aceea, puțin mai departe, vorbește despre o opțiune. Și atunci te întreb, cum se poate asta? Cum o însușire esențială poate să fie, să depindă de o opțiune? Ori este o însușire esențială și este a priori o însușire a persoanei, ori este dobândită o calitate, să spunem, sau o stare, sau altfel, dobândită în urma unei opțiuni. Mântuitorul spune, adevărul vă va face liber. Adevărul vă va face liber. Așadar, fără adevăr, cum suntem? Suntem liberi sau nu suntem liberi? Și aici este o distinție importantă. E o distinție care trebuie făcută. Sfântul Grigorie Palama, dacă nu mă înșel, spune că păcatul descoperă în același timp Sfântul Grigorie de Nisa spune asta? Așa, Sfântul Grigorie de Nisa. Că păcatul descoperă în același timp și libertatea omului și sfârșitul libertății. Așadar, un moment de limită, un moment de graniță. Și iarăși sesizăm o aparentă tensiune. Libertatea ca însușire și libertatea ca moment de alegere. Sau ca rezultat al unei alegeri. Adevărul este că sensul duhovnicesc al libertății cuprinde amândouă aceste fațete. Omul este zidit de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, are libertatea ca însușire esențială, este chemat la îndumnezeire. Este chemat să se îndumnezească. Numai prin libertate se poate îndumnezei. Asta este libertatea ca, să spunem așa, dar esențial de la Dumnezeu. Și apoi este libertatea, să spunem, o libertate în acțiune, o libertate în mișcare, o libertate de a opta. Este ceea ce se aseamănă cu sensul filozofic al liberului arbitru. Adică libertatea de a alege între o cale sau alta, între o acțiune sau cealaltă acțiune, între bine și rău. Dar ce adaugă creștinismul este această descoperire, că în clipa în care am ales răul, în clipa în care am ales păcatul, am pierdut libertatea. Am pierdut libertatea ca însușire. Am început să murim. Duhovnicește. Acesta este momentul în care începem să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Momentul în care, liber fiind, chemați să fim Dumnezei, Dumnezei sunteți și toți fii ai Dumnezeului Celui Preanalt, noi alegem să săvârșim păcatul. Noi alegem să ne scufundăm în simțuri. Alegem să ne scufundăm în înțelesurile lumești. Alegem să urmăm rațiunea. Sau alegem orice alt fel de cunoaștere care vine nu de la Dumnezeu, ci din altă direcție. Așadar, atunci când păcătuim, pierdem libertatea aceea a asemănării cu Dumnezeu și începem iarăși să o căutăm, dar nu pierdem niciodată și asta face ca orice păcătos, oricât ar fi de păcătos, să se poată mântui. Nu pierdem libertatea aceasta ca potențial de acțiune. Adică putem să redevenim buni. Putem să dăm deoparte păcatul și să alegem virtutea.
putem să ne îndreptăm iarăși către Hristos. Asta este scăparea noastră. Asta e înțelesul duhovnicesc al libertății. Cu aceste două fațete. Iar nuanța, așa încurajatoare a Părintelui Galeriu este aceasta, anticipând cumva felul în care Părintele ajunge la ea. Părintele Galeriu ne înfățișează libertatea duhovnicească ca un interval între două întâlniri cu Dumnezeu. În mai multe locuri și în mai multe predici, Părintele se oprește în anumite momente și spune, aici este o taină. Aici este o taină. Iată. Aici e vorba despre libertatea pe care Dumnezeu o lasă omul. Și întotdeauna aceste momente sunt încadrate de două întâlniri între om și Dumnezeu. Este momentul acela, unul dintre ele, care îmi revine acum și care mi-a rămas în gând, al înmulțirii pâinilor. Și după ce Mântuitorul săvârșește minunea înmulțirii pâinilor și mulțimile se satură și strâng firimiturile și se lasă seara, și Mântuitorul se retrage. Se duce să se roage într-un loc zimbrabil. Și le spune ucenicilor să treacă cu corabia de partea cealaltă a mării. Și mulțimile rămân singure. Până când, a doua zi dimineață, și aici e tare interesant cum Părintele lucrează, fiindcă Evanghelia, de fapt, se termina, ceea ce se citește ca pericopă evanghelică și care ar fi fost fundamentul predicii Sfinției sale de atunci, se termină. Se termină seara. Dar Părintele merge mai departe. Dimineață, de partea cealaltă a mării, mulțimile, căutându-L pe Hristos, fiindcă le plăcuse, cum vorbise Mântuitorul, și nu numai că le plăcuse, dar ne spune unul dintre evangheliști, ar fi vrut să-L pună conducător al lor într-o revoltă împotriva romanilor, care să-i facă pe ei să-L iasă de sub jugul romanilor, să fie liber. Și-L caută pe Mântuitor și îl găsesc de cealaltă parte a mării și se miră. Și rămân foarte dezamăgiți că nici un fel de dispoziție nu găsesc la Mântuitor de a deveni acest Mesia luptător, acest Mesia politic, dacă vreți, care să îi facă pe ei să le restaureze supremația asupra neamurilor din jur. Sau măcar să le restaureze libertatea în sensul lumesc al libertății. Și Părintele Galeriu spune, iată, momentul acesta în care Mântuitorul se retrage seara, se duce să se roage în taină la rugăciune, și până a doua zi dimineață, este momentul în care Dumnezeu le lasă oamenilor loc pentru libertate. Le lasă loc să vadă cum rodește sufletul lor întâlnirea cu Dumnezeu. S-au întâlnit cu Dumnezeu în cel adevărat. Au văzut o minune, au trăit o minune cu totul impresionantă. Ce au înțeles din asta? Cu alte cuvinte. Asta îi lasă Dumnezeu și asta ne lasă Dumnezeu. Întotdeauna ne lasă acest interval în care să ne limpezim întâlnirea cu El. Ce am înțeles? Ce am rămas în noi? Și iată. De cele mai multe ori, așa cum evreii atunci au înțeles că este momentul unei revoluții, asta am înțeles, și noi ne repliem în acest interval între două întâlniri cu Dumnezeu, ne repliem pe pozițiile noastre cele mai familiare, dacă vreți. Adică
lăsând un pic mai jos cumva, așa, tonul discuției, ne gândim la cine pare pe fiecare dintre noi. Încercăm să îl coborâm pe Dumnezeu la propriile noastre dezbateri interioare sau publice. Ăsta este felul în care noi, din păcate, ne bucurăm și ne folosim de acest interval de libertate. Între două întâlniri cu Dumnezeu. Și întotdeauna, nu există o singură întâlnire. Așteptăm această întâlnire cu Dumnezeu, ne-o dorim, o căutăm în rugăciune, o căutăm în slujbă, o căutăm în faptele noastre, în trăirea noastră de zi cu zi, avem această experiență a întâlnirii cu Dumnezeu, fiecare în chitaie, fiecare în felul Lui, în intimitatea Lui. Și după aceea urmează un interval de singurătate. Un interval de singurătate în care Dumnezeu ne lasă liber. Ne lasă să vadă, să vedem cu noi cum lucrăm. Cum lucrăm noi în libertate. Asta ne descoperă Părintele Galeriu despre libertate. Despre sensul duhovnicesc al libertății. Că după acest moment, după acest interval, urmează încă o întâlnire cu Dumnezeu. Urmează încă o întâlnire în care putem să fim un pic mai deschiși spre a cunoaște pe Dumnezeu, sau dimpotrivă, și aici este drama, și aici este tragedia, și aici este, dacă vreți, este greutatea acestei libertăți duhovnicești, pentru că există și varianta în care la a doua întâlnire cu Dumnezeu nu mai recunoaștem. Sau nu mai suntem dispuși, să primim ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere. Hristos voia să le ofere această cale a mântuirii prin taină. Această cale a mântuirii prin smerenie evreilor. Iar ei căutau cealaltă. Căutau acea eliberare, acea revoluție, acea revoltă populară care se ducă și să-i restaureze pe o poziție de putere. Și noi, când căutăm asta, la a doua întâlnire cu Dumnezeu, nu numai că nu ne-am folosit, dar suntem foarte departe de El. Suntem aproape, suntem în pragul de a-L respinge și de a spune, fără cuvinte, dacă ăsta este Dumnezeu, nu-mi convine. Nu este ceea ce aveam eu în vedere. Dacă Dumnezeul meu este unul care îmi cere supunere, care îmi cere să întorc obrazul, care îmi cere să-mi dau haine, care îmi pune o măsură atât de înaltă a rugăciunii, care îmi spune să-mi iau crucea și să rac boala și așa mai departe, dacă ăsta este Dumnezeul meu, nu spun în cuvinte, dar am această sămânță în gând, poate că nu vreau să fiu robul acestui Dumnezeu. Libertatea noastră lucrează între două întâlniri cu Dumnezeu. Asta este tot. Îl rugăm pe Părintele Galeriu să ne lumineze. Să ne dea curaj, să ne dea credință mai multă și să ne dea această răbdare, răbdare de o viață pe care Sfinția s-a avut-o, de a cerceta sensul profund al credinței noastre, ca să o cunoaștem.